Mereu m-am gândit la asta, care sunt realizările mele și am ajuns la următoarea concluzie. Și știu că sună egoist, dar cred că cea mai mare realizare a mea este să fiu un om bun și să fiu și fericită. Și să-mi fac părinții și oamenii din jurul meu mândri. Pentru că am putea să vorbim despre succes și despre lucruri materiale pe care le-am obținut sau, nu știu, confirmări din partea oamenilor, dar cred că totul se rezumă la fericire. Cred că omul în viață caută fericirea și am găsit-o și cred că asta e cea mai mare realizare. Aoleu, am o listă foarte lungă și începe de la părinții mei, familia mea care m-a susținut mereu, indiferent ce aveam în cap, că era o nebunie, că era ceva mai serios. Profesorii mei de canto, primii, domnul Ion și doamna Ludmila Ceban, după care profesorilor mei de la facultate, după care familiei Quantum Music, cei care m-au susținut mereu și încă de când stăteam nopțile în studio și eram nimeni în piața muzicală de aici și circulau piesele mele prin piață, dar nu știa nimeni cine e fata asta și ce caută și ce vrea de la noi. Vreau să-i mulțumesc unuia dintre cei mai importanți oameni din viața mea, Andy Bănică, pentru că m-a adus aici, pentru că m-a ajutat să încep să compun, să-mi găsesc acest talent de a compune, dar și de a aduce oamenii în jurul meu. Vreau să mulțumesc echipa de producție, vreau să mulțumesc Global Records. Sunt foarte mulți oameni, sunt foarte recunoscătoare și mulțumesc celui de sus, dacă există cineva acolo sus, dacă există energie care a făcut ca toate lucrurile astea să se întâmple, sunt recunoscătoare Universului. Eu cred că tinerii vor schimba lumea, dar o vor schimba atunci când vor fi fericiți. Și aici revin la primul lucru pe care l-am spus, pentru că cred că fericirea, atunci când uiți de frustrări, atunci când nu mai alegi după bani, nu mai alegi după faimă, nu alegi după lucruri materiale, ci după lucruri spirituale, abia atunci devii un catalizator. Abia atunci oamenii văd în tine un exemplu și abia atunci devii un cetățean care poate face bine societății în care trăiește și țării și grupului de oameni cu care se anturează și cosmosului.